Weekendul trecut a marcat prima experiență din acest an pe cea mai lungă pistă de biciclete din România, care leagă Timișoara de Serbia. În zilele de 30 și 31 martie, potrivit datelor primite din partea ITPF Timișoara, 679 de persoane au traversat granița pe bicicletă. Următorul weekend preconizat pentru trecerea în țara vecină va fi 27-28 aprilie. Trecerea frontierei se va face pe baza cărții de identitate între orele 8-20. În acest proiect, Consiliul Județean Timiș este partener alături de administrația bazinală de Ape Banat.